În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor care ne-au susținut, să mulțumesc cetățenilor care au participat la Exit Poll. Pentru noi, pentru echipa noastră Intelegrup și Spero a fost un exercițiu destul de interesant. Am avut foarte multe noi descoperiri. În primul rând am vrut să punem accent anume pe știință, pentru că problema aceasta există în societate, că încrederea în cercetările sociologice este destul de mică, cum și în încrederea în politică. De ce am încercat împreună cu echipă să facem tot posibil că acest lucru să fie apreciat de cetățeni. A fost un lucru enorm. Aș vrea să mulțumesc și echipei, operatorilor care au lucrat în teritoriu, mass mediei, candidaților care au avut o atitudine destul de bună față de acest exit poll. Vreau să aduc aminte că acest exercițiu este prima dată în ultimii 10 ani. De ce a fost o responsabilitate față de noi enormă? Noi ne-am asumat această responsabilitate. Vreau să aducem că încă o dată să amintim că aceste date este o cercetare cu marjă de eroare. Aceste date nu pot înlocui datele oficiale a Comisiei Electorale Centrale. Aceste date nu pot fi luate ca confirmare sau desconfirmare a datelor oficiale. Așadar, să trecem la prezentarea anume sondajului Exit Poll 2020. Aici este metodologia. Au fost colectate 16.511 de respondenți au participat la acest exercițiu. Din 77 de localități, 100 secții de vot. Practic, în toate aceste 100 secții de vot au lucrat operatorii. Au fost mici provocări cu care s-au efectuat foarte repede, au fost rezolvate datorită și Comisiei Electorale Centrale. Nivelul de receptivitate, 56,9%. Din toți 16.511, avem doar 9.382 de respondenți care au dat acord la participare. Marja de eroare este 5,2%. Aici vedem că la Exit Poll au participat 48% de bărbați, 52% de femei. De la 18 până la 25 de ani, 11,2%, de la 26-40 ani, 24,1%, 41-55 de ani, 27,7%, 55 plus, 37%. Vedem că, totuși, procentul refuzilor este destul de mare, 38,8%, anume despre acest procent de neîncredere în sondajele noi și vorbim. Anume, acest procent poate ne oferi datele mai exacte despre procentul de sinceritate a cetățenilor în comparație cu rezultate care vor fi prezentate de Comisia Electorală Centrală. Și 4% stricate. Pentru cine ați votat în turul 2 alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie, 54,8% au răspuns pentru doamna Maia Sandu, 45,2% pentru domnul Igor Dodon. Aceste date sunt doar pe Republica Moldova. Cum și-am promis la momentul dat, nicătând încă procentul participării în diasporă este încă în proces, unele secții abia s-au deschis, am făcut modelarea politică prin care am luat date din primul tur plus procentul de participare în turul 2. Cam putem vedea cum s-au schimbat sau pot fi schimbate aceste procente. Ce ține de țară și Republica și externe. Vă mulțumim frumos, o seară bună. Sperăm că a fost un exercițiu pentru noi și pentru cetățeni destul de interesant.
Sperăm că ne vom întâlni iarăși în realizarea astfel de exerciții destul de complicate. Pentru noi a fost o experiență destul de bogată. Dacă domnișoara Tatiana Zaruba dorește ceva să adauge. Могу сказать только спасибо огромное всем, кто принимал участие в нашем экзит-поле. И прошу не забывать, что это социологическое исследование, которое проводится первый раз за последние 10 лет в нашей республике. И относиться к нему нужно именно как к социологическому исследованию. А результаты будут показаны уже Центральной избирательной комиссией. Спасибо огромное.